Distrugătorul USS Porter are portul de staționare la Rota, în Spania, și este mobilizat în cadrul misiunilor multirole în regiunea flotei a 6 americane din Mediterană. USS Porter contribuie la securitatea maritimă, efectuează misiuni de antrenament bilaterale și multilaterale și susține operațiuni și mobilizări NATO în regiune. Distrugătorul american are o dotare excepțională din punct de vedere militar. Poate lovi ținte aeriene, navale, poate lupta împotriva rachetelor balistice și poate lovi sub apă dacă este nevoie sau dacă este atacat de submarine. USS Porter are la bord elicoptere și arme antisubmarin, tunuri de mare viteză și calibre diferite. Rachetele aflate la bord reprezintă cea mai puternică armă. It's a ship self-defense system which allows to engage incoming air targets as well as missiles, enemy aircraft, anything along those lines. The missiles are entirely independent, so they can lock on a target and engage the target by itself. Până pe 17 iunie, marinarii de pe distrugătorul USS Porter și cei români vor participa la activități de instruire în apele teritoriale ale României, dar și în cele internaționale ale Mării Negre. The opportunity we have to exercise with Romanian ships, helicopters and tactical aircraft this week are key components to Operation Atlantic Resolve. And a demonstration of the United States commitment to the collective security of NATO, as well as the enduring peace and stability in the region. Distrugătorul USS Porter se află pentru a treia oară la Constanța, prima vizită având loc în anul 2006. Exercițiile comune au loc în perioada 13-17 iunie.